Compania Bucovina Electrotop, retailer de electrocasnice național cu capital 100% românesc, a inaugurat un nou magazin în incinta Shopping City Suceava. Cu experiență de peste 8 ani în retail, Electrotop, noul magazin din Shopping City Suceava, oferă clienților aparate electrocasnice de calitate la prețuri accesibile. Din magazinul Electrotop, sucevenii vor putea alege dintr-o gamă diversificată de produse electrocasnice care fac parte din viața noastră de zi cu zi. Produsele se adresează atât persoanelor care doresc să-și utilizeze locuința, cât și celor care își impun un stil de viață modern, evoluând în pas cu tehnologia și cu noutățile din domeniu. Imaginați-vă cum ar fi viața noastră fără cuptor, plită, frigider, mașină de tocat, prăjitor de pâine. Tocmai de aceea Bucovina Electrotop vine în atenția noastră cu calitate nemțească la cele mai înalte standarde, prin brandurile consacrate, cum ar fi Miele, Liebherr, Teca, la care avem 5 ani garanție. Bineînțeles, sunt prezente în magazin atât brandurile Bosch, Gorenje, Electrolux, Tefal, Samsung, Whirlpool și multe altele. Până la sfârșitul lunii decembrie avem promoții, avem cadouri, avem 30% reducere la toate electrocasnicele încorporabile. Până duminică, până pe data de 8 decembrie, multe cadouri, surprize, avem reduceri cam 10% la toate aparatele mici de bucătărie. Aș dori să-i felicit pe partenerii noștri de la Bucovina pentru realizările lor, în special pentru acest magazin, pentru care am depus împreună foarte mult suflet, foarte mult efort și ne bucurăm de modul în care a ieșit. De asemenea, suntem extrem de încântați de parteneriatul pe care îl avem cu echipa Bucovina, Bucovina Electrotop. Sperăm în continuare că acesta va crește, va spori în același sens precum se poate vedea astăzi și vă așteptăm în acest magazin, în primul rând pentru a vă oferi calitatea produselor noastre și, de ce nu, și cadouri din partea Gorenje. Pe parcursul anilor, datorită experienței și profesionalismului, compania a dezvoltat o rețea regională de magazine de electrocasnice, prezentă în Rădăuții, Gura Humorului, Vicovul de Sus și de 4 ani este activă și în mediul online.